Camera de Comerț și Industrie Suceava a anunțat continuarea înscrierilor pentru ultimele locuri la două dintre cele patru cursuri gratuite organizate în cadrul proiectului Impuls. Îmbunătățirea cunoștințelor angajaților și promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul companiilor din regiunea Nord-Est. Președintele executiv al CCI Suceava, Lucian Gheorghiu, a precizat că în momentul de față se fac înscrieri pentru cursul de responsabil de mediu, care va începe pe data de 10 mai, precum și pentru operatori, introducere, validare și prelucrare date. Lucian Gheorghiu a spus că acest curs va fi organizat la Fălticeni tot de pe data de 10 mai, fiind disponibile doar 10 locuri. El a arătat că participarea la cursuri este finanțată în totalitate în cadrul proiectului și reprezintă șansa de a promova la locul de muncă actual, în conformitate cu aptitudinile și calificarea pe care urmează să o dobândești la finalizarea cursului, precum și șansa IMM-urilor de a beneficia de personal calificat.